O femeie și un bărbat au fost uciși joi seara în timp ce se angajaseră în traversarea străzii pe o trecere de pietoni în plin centru al municipiului Petroșani. Cei doi aveau 41, respectiv 42 de ani și au fost pulberați în timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni în zona primăriei. Cele două victime ale accidentului rutier petrecut pe raza orașului nostru au prezentat leziuni incompatibile cu viața. Au prezentat traumatisme craniocerebrale, traumatisme toraco-abdominale și inclusiv fracturi la nivelul membrelor inferioare. Acestea au fost fatale, din păcate, pentru amândouă persoanele. Deși paramedicii sosiți de urgență la locul accidentului au încercat resuscitarea celor două victime, rezultatele au fost nule. S-a încercat la fața locului, în momentul în care au ajuns la noi la urgență, deja erau decedate, am constatat decesul. Tânărul șofer care a produs accidentul are doar 21 de ani și abia reintrase în posesia permisului de conducere. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de reținere pentru 24 de ore, iar vineri a fost prezentat procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani.